Guess who's back again? Andreea Din aici, prieten, nu singură, ci împreună cu Adidas, care tocmai ce lansează o nouă colecție, Always Original. Nu doar că este fresh, ci are în spate o inițiativă foarte puternică dedicată tuturor femeilor. Da, punem accentul pe vulnerabilitate, pe asumare, pe încredere, pe autenticitate și pe originalitate. Și pentru asta, fiți atenți ce a făcut Adidas. Avem trei invitate. Roxanne, Mimi și Olivia Adams. Stați aici, că vă văd dacă dispăriți. Astăzi facem un live în care vorbim despre curaj și autenticitate. Se pare foarte mișto că există un brand care alege persoane atât de șmechere și de autentice ca noi să vină în față și să vorbească, să se bâlbâie. Eu am avut foarte mari probleme și cu asumarea și cu orice, pentru că foarte mulți ani de zile am urât tot ce însemn, cum arăt, efectiv tot. Cum e cu vulnerabilitatea? Când ți-ai asumat? La 14 ani, până când am aflat că sunt bolnavă. Și okay. Atunci a fost totul la modul că trebuie să trăiesc fiecare zi. Probabil am început să vorbesc despre vulnerabilitățile mele în public în momentul în care mi-am expus pentru prima dată acnea. Cum te reconectezi cu tine în momentele de gen? Mă aștept foarte mult câinele meu și îl iau în brațe și îmi dă iubirea lui și atunci it's fine, sunt și eu fericită. E foarte greu să-mi gestionez emoțiile tot timpul și atunci de asta aleg să le descarc prin plâns. Trăiesc puțin în bula mea, dar sincer nu prea am de ales, adică nu vreau să ies din bula mea, pentru că dacă o să ies din bula mea, o să mă pierd. Am suferit, l-am dat foarte tare că nu mă plăcea toată lumea. Cât de nebun să fii să îți dorești să te placă toată lumea. Acum sunt gen, e ok dacă nu mă place toată lumea, it's fine. Foarte mulți oameni au dispărut din jurul meu când am început să fiu eu însămi. Vreau să-ți admir ținuta. Sunt efectiv obsedată de sneaker și albi. Când mergi la cumpărături și vrei să-ți cumpere o nouă pereche de pantofi sport, la ce te uiți prima oară? La preț. Ideea e să fie foarte comod. Sunt foarte nice, na, și merg la orice. Ce sfat ai pentru fetele care sunt în procesul de a-și arăta vulnerabilitatea și de a fi autentice și de a ieși în față cu asta? Sfatul meu pentru fete este să nu se opereze. Nu vă operați, nu aveți nevoie de operații. Sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut aici. Vă recomand și vă îndemn să mergeți frumos în magazinele Bas și să căutați noua colecție Always Original și să vedeți așa, să vă alegeți tot ce vă place, pentru că, așa cum am spus la început, colecția este fresh, fresh, fresh și simplă, așa, frumoasă. Și pentru voi, fetele mele dragi de acasă, vă zic așa, aveți încredere în voi, fiți blânde cu voi, iubiți-vă și fiți autentice. Gata, și vă pup și Adidas, felicitări pentru campania asta frumoasă, mai faceți, mai bine. Pupii!